Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Iată, primele 2 săptămâni, mai mult de 2 săptămâni din luna martie, am celebrat femeia, am avut foarte mulți invitați care au vorbit despre multe cărți. Și am venit înaintea noastră cu multe materiale, multe interviuri. Astăzi vorbim despre jurnalul unei scriitoare, Virginia Woolf. Am putea spune un ghid neprețuit de îndrumare prin mintea și sufletul acestei mari scriitoare, Virginia Woolf, pus la punct de către soțul ei, Leonard Woolf, prin selecția unor fragmente semnificative din jurnalele pe care le-a ținut timp de 27 de ani. Astăzi sunt alături de noi două prietene dragi, invitatele mele, Miruna Vlada, scriitoare, și Gabriela Fecioru, poetă, redactor la mai multe reviste literare, jurnalist cultural. Și vorbim, așa cum spuneam, despre ceea ce a însemnat în literatura universală Virginia Woolf, dar iată și prin această minunată carte, prin jurnalul unei scriitoare, practic frânturi din viața Virginiei Woolf, sensibilitatea ei, opera ei, viața ei, felul în care era privită în societate în vremurile respective. Ce v-a impresionat la această carte? Este o autoare foarte importantă, chiar și atunci când vorbim despre feminist sau despre mișcarea feministă, despre feminitate. O fire extrem de sensibilă, într-o oarecare măsură și destul de autocritică cu opera ei. Ce loc ocupă acest jurnal al Virginiei Woolf în ceea ce înseamnă materialele, să le spunem, autobiografice? Pentru că, iată, vorbim despre o colecție frumoasă, colecția Autobiografia, în care au apărut viețile multor, multor scriitori. Miruna. Asta voiam să zic, Gabriela, dacă te simți inspirată și vrei să începi tu, e absolut perfect pentru mine, nu e nicio problemă. Îți dau cuvântul, nu? După aceea, asta Perfect. zic și eu. Perfect, pentru că oricum va fi important să avem așa tandemul nostru de idei. În primul rând, eu ca scriitoare, citind această carte și se activează mai multe straturi, mai multe elemente, dincolo de ideea asta a identității de gen, a faptului că citesc cărțile Virginiei și mai ales acest jurnal și ca femeie și am încercat de-a lungul mai multor pasaje să mă pun în locul ei, în mintea ei, și asta e foarte ușor pentru că ea creează și te invită în acel tip de intimitate, atât a scrisului ei, cât și a vieții ei de familie și a atmosferei epocii ei. Dar dincolo de asta, se naște în mine și o senzație de cititoare. Îmi reamintesc tot ce am experimentat atunci când citeam Miss Dalloway sau Farul și din toate trăirile pe care ea le descrie în acest jurnal, care este o invitație în culisele și în tot ceea ce simțea ea în spatele cărții, în șantierul cărților, cred că te face cumva să respecti mai mult literatura, cel puțin reacția mea de cititoare asta este, pentru că ea se simte cât de mult a consumat-o, fiecare cuvânt, fiecare frază pusă acolo. Și avem puține scriitoare, evident, sunt multe jurnale și memorii de mari scriitori, dar avem puține scriitoare care să fi descris cu atâta acuitate, cu atâta chiar cruzime, procesul dificil din spatele scrierii unei cărți. În cazul ei, cu siguranță era mai dificil, ea fiind afectată și de probleme de sănătate mentală și orice carte îi activa ei o serie de
probleme foarte mari de sănătate și ea știa acest lucru de la un punct încolo la cele mai recente cărți. Ea aproape că își dezvolta un mecanism pentru că se aștepta și știa ce urma. Și asta ne arată de fapt că pentru ea scrierea unei cărți era un travaliu imens, dar un lucru pe care și-l asuma și pentru care risca foarte mult, inclusiv cu sănătatea ei. Și eu cred că aceste detalii nu ai cum să le cunoști decât dintr-un astfel de jurnal. Eu cred că multe alte scriitoare și artiste din toate tipurile de arte au trecut prin asemenea probleme, unele ale lor individuale, altele create de presiunea socială, pentru că și în cazul Virginiei, să nu uităm, o parte din probleme, sigur, erau create și de comparațiile constante care se făceau între ea și alte doamne ale epocii, între ea și scriitori bărbați. Era o constantă competiție care a făcut-o și pe ea, într-adevăr, ca un cal de curse, într-un fel. A făcut-o extrem de atentă la toate criticile, la toate gesturile, simțea că sunt toate reflectoarele puse pe ea și psihicul ei fragil, sigur, nu putea să reziste în fața acestei uriașe presiuni. Dar presiunea exista, deci nu era doar în capul ei, nu era inventată. Era presiunea pusă foarte mult pe o femeie, inclusiv pe tema maternității și poate o să mai discutăm despre asta. Totuși, ea a fost printre puținele, poate singurele femei ale acelei epoci care și-a asumat o poziție împotriva curentului și care a rezistat tăvălugului acesta de presiuni legat de a fi și mamă sau a fi mai ales mamă. Da? Și ideea asta că dacă nu bifa și acest capitol nu prea putea să fie respectată de nimeni din jur pentru că nu își lua rolul de femeie în serios. Bun, am zis așa, am făcut o mică varză, o mică salată din toate elementele care m-au atras, dar la prima vedere asta găsim în cartea ei. Ne furișăm prin între deschiderea ușii de la biroul unei scriitoare și acest lucru este extrem de prețios, e aproape un act de pietate cumva, să vezi prin ce trecea o astfel de scriitoare. Gabriela. Mă gândeam în timp ce ascultam pe Miruna să citesc un fragment, cel puțin, din jurnalul Virginiei Woolf pentru a observa atmosfera mai precis de cumva constantă măcinare pentru operele pe care le scria și să vedem puțin cum își evidențiază lucrările și cum face comparații între ele în jurnalul ei. Marți, 23 februarie 1926, ea spune așa: romanul mă face să freamăt ca un steag vechi, este spre far. Cred că merită să spun, cel puțin pentru propriul meu interes, că după bătălia cu camera lui Jacob și acea luptă crâncenă cu doamna Dalloway, acum scriu în sfârșit la fel de repede și de nestingherit cum am scris toată viața. Ba, mai mult chiar, de 20 de ori mai mult decât orice alt roman. Aceasta este, cred, dovada că eram pe calea cea bună și că se poate ajunge la roadele din sufletul meu. E amuzant, acum inventez teorii, cum că fertilitatea și influența sunt tot. Înainte pledam pentru un gen de efort bine țintit, concis, și o țin așa toată dimineața și trebuie să mă chinuiesc ca naiba să nu-mi biciuiesc creierii toată după-amiază. Trăiesc cufundată cu totul în asta și ies la suprafață pe bâșbuite și adesea nu sunt în stare să mă gândesc ce să spun. Când mergem la plimbare în jurul pieței, ceea ce știu că este rău. Poate că este totuși un semn bun pentru carte. Firește, starea aceasta îmi este foarte cunoscută. Cu toate cărțile mele am trecut prin asta. Adică am senzația că acum pot face totul să plutească. Și totul înseamnă o învălmășală și o povară și confuzie în mintea mea. Ceea ce a spus Miruna despre Virginia Woolf este,
este faptul că o scriitoare autentică nu poate face rabat de la scrisul ei, nici măcar în viața ei de zi cu zi, în viața de familie. Leonard este cel care o susține. Nu este clar un mariaj tipic, nu este un mariaj da, este în afara tuturor convențiilor. Îi admiră Virginia Woolf capacitatea de a se dedica total scrisului și, așa cum a spus Miruna, de a nu se alinia trendului de femei căsătorite care procreau și care urmau să se piardă în această muncă de maternitate și să facă o meserie apoi din asta. Avem de-a face cu o scriitoare lucidă care își cunoaște foarte bine rolul și intențiile și care își cunoaște foarte bine dorințele. Ceea ce se întâmplă extrem de rar în cazul femeilor, pentru că odată căsătorite, știm, și în perioada aceea, dar și în perioada curentă, unul dintre marile roluri ar fi maternitatea, procreere. Ei, și în postura de femeie care a procreat, să zicem așa, mi se pare că este o femeie care face alegerile pe care și le dorește ea, nu pe care le-ar dori societatea din partea ei, și e un curaj extrem. Și da, probabil că Miruna ar fi mai îndreptățită să discute pe tema maternității, pentru că și are o carte în curs de apariție vis-a-vis de aspectul ăsta. Eu mă gândeam că și nu numai față de societate, și poate că de asta relația lor a fost atipică și neconvențională, chiar și față de el. Pentru că ai așa ușor, să spunem, sentimentul că el cumva, într-o oarecare măsură, și-a dedicat, să spunem, viața prin faptul Virginiei Woolf, prin faptul că 1. A susținut-o în mod constant. 2. Faptul că, uite, s-a îngrijit de opera ei, cel puțin de acest jurnal. 3. Să ne gândim că poate omul și-ar fi dorit și el copii, o familie cu copii, da? Deci cumva i-a respectat ei genul de viață pe care ea și l-a dorit și l-a asumat. Așa este, dar cred că lucrurile sunt mult, mult mai complexe. Mai nuanțate. Și cred că de aia o iubim pe Virginia și de aia este o scriitoare într-un fel inepuizabilă de sensuri, o fântână de sensuri. Nu știu în ce măsură este o alegere și a fost o alegere foarte fermă, pentru că sunt inclusiv în acest jurnal, dar și în alte romane de ale ei, da, în care apar relații între, sau sugerate măcar, între copil și părinte. În ce măsură a fost o alegere conștientă a ei sau mai degrabă, desigur, și un anume context. Pe măsură ce crizele ei și problemele ei de sănătate au devenit mai dese și totuși chiar în această carte ea povestește cum era țintuită la pat zile în șir, uneori chiar o lună de zile, și acest lucru practic îngreuna viața, în fine, sigur, a tuturor și a ei, trebuia să fie îngrijită, îi se aducea medicamentație și așa mai departe. Deci, pe măsură ce aceste lucruri au continuat, cred că, dincolo de gestul ei de o anumită frondă împotriva societății acelor vremuri, ea a decis să nu fie mamă și dintr-un anume act de generozitate, care însă nu cred că a scutit-o de foarte multe suferințe și în această carte, cumva, undeva observăm. Ea dă exemple când o vizita sora ei, care avea mai mulți copii, și pe de o parte o observa cât e de obosit
lipsită și de, de total surmenată de prezența copiilor, dar era o anume tristețe, desigur, pe care ea o resimțea în prezența nepoților ei, pe care de altfel i-a și iubit foarte mult. Deci e foarte greu de stabilit dacă ea a făcut un gest, nu știu, feminist radical de a nu face copii pentru a demola instituția maternității sau a avut acea uriașă generozitate prin care a realizat că nu are capacitatea, poate nici fizică, nici psihică, de a putea să oferă unor copii ceea ce grijă, alte mame dragoste, oferea. Afecțiune. Și atunci, exact, și atunci toate aceste lucruri ea le-a oferit în alte părți, pentru că întotdeauna se întâmplă așa, da? Există acele forme tacite de maternitate, dacă le putem numi așa, direcționate către alte zone. Și e clar că literatura și noi, ca cititori, am fost beneficiarii acestei, nu știu, transformări de maternitate și de curaj pe care ea l-a dat. Și mai vreau doar să mai spun un lucru. Virginia Woolf, așa cum o cunoaștem și cât de mult a influențat gândirea feministă, mai ales a scriitoarelor și a artistelor, vreau să subliniez lucrul acesta, se datorează sigur și unei competiții pe care ea a avut-o cu bărbații. O competiție care noi știm că este nesănătoasă și în general e ceva ce n-a ajutat prea mult femeile de-a lungul timpului, pentru că miza nu este de a fi toți pe aceeași poziție, ci de a avea fiecare ce își dorește în felul său. Dar ea a avut o competiție uriașă cu frații săi, cei doi frați mai mari care au studiat la Cambridge, ea fiind fată, a studiat acasă, sigur a avut meditatori, dar n-a fost același lucru și a atânjit tot timpul la Cambridge, la ideea de a avea un acces neîngrădit la educație care să elibereze gândirea și, foarte interesantă, ironia cumva și zona asta de reparație care s-a produs, ea a susținut două dintre cele mai importante discursuri ale ei de cum e mesaj feminist la Cambridge în calitate de scriitoare invitată. Deci n-a putut să fie pe băncile universității, dar a ajuns acolo în felul ei. Și acest tip de competiție, cred eu, care în mare a fost nocivă, a fost cumva răscumpărată, dacă pot să numesc așa. Gabriela, hai să spunem, în calitate de poetă, da? De scriitoare, de femeie care crede în valorile feminine, în, să spunem, părțile bune pe care le-a oferit sau pe care le-a adus societății mișcarea feministă. Cum o simți pe Virginia Woolf sau cum te identifici cu valorile și cu principiile ei de viață? Nu prea mă identific neapărat, zic așa. Încerc să nu mă identific, încerc să văd, să observ, de fapt, personalitatea Virginiei Woolf, ceea ce e foarte greu din jurnalul ăsta, pentru că asta și spune la un moment dat. Ideea este să nu... Bine, referindu-se la romanele, ideea este să nu lași foarte mult să se vadă din caracterul personajelor, ci să înconjori personajele, da, să le fixezi într-un anumit decor, să exemplifici, să aduci detalii relevante pentru a sugera personalitatea, dar nu a detalia în mod direct ceva din caracter sau personalitate. Acum, vis-a-vis de... mișcarea feministă pe care o produce sau la care participă Virginia Woolf se datorează muncii constante și dezinteresată oarecum de ceea ce se întâmpla în jurul ei. Ceea ce mă interesează mai mult și mai mult este că Virginia reușește să treacă peste acele bârfe, dar nu să treacă peste ele, să le capteze pentru a le fructifica și să se răzbune indirect pe aceste vulnerabilități ale societății. Pe de altă parte, mă gândeam în mijlocul că ne aflăm iarăși în
în mijlocul pandemiei, ca și anul trecut, când discutam despre toate aceste lucruri, pentru că am mai avut o discuție despre Virginia Woolf și jurnalul ei, că ea scria în spații închise întotdeauna. Se referă la camera ei, la care își dorește să se întoarcă tot timpul, indiferent unde se duce împreună cu soțul ei. Și mă gândeam că o cameră doar a ei este un simbol al acestui spațiu dedicat numai și numai scrisului și cititului. Și că această închidere, de fapt, este o închidere wolfiană. Ce să zic? Virginia este cu siguranță și rămâne o sursă de inspirație pentru foarte multe femei. Și probabil că mă apropii de ea în sensul acesta al interesului imens pentru cultură și constant. Este o persoană care citește enorm și își consemnează lecturile în jurnal. E interesată de tehnica romanelor, a poemelor. Trebuie spus, ea citește și multă poezie, nu doar proză, ceea ce e recomandabil tuturor prozatorilor, de fapt. Citește destul de variat și asta face, cred eu, ca scrisul ei să fie atât de profund și atât de uman și de complex. Pentru că construiește un tandem real, benefic și care ajunge să dea roadele pe care le vedem astăzi și de atât de mulți ani, cumva. Rămâne un target, un vârf, Virginia Woolf, cred eu, și va rămâne indiferent de perioada în care ne vom afla. Cam astea ar fi de zis despre ea și vis-a-vis de felul în care a influențat ea societatea. Nu știu dacă societatea era foarte conștientă de ceea ce face Virginia Woolf în perioada respectivă, pentru că foarte mulți erau critici, mai ales împotriva scrisului ei. De asta se și enerva cumplit de cele mai multe ori, pentru că era o persoană extrem de dură și de perfecționistă și de cele mai multe ori existau niște decupaje din ziare pe care le punea într-un loc și își urmărea sieși activitatea așa încât să îi poată combate pe viitor pe cei care îi criticau opera, probabil corectând sau nu, sau scriind împotriva ceea ce spuneau despre ea. Și la un moment dat spune că și-ar dori să scrie o carte despre ce înseamnă a fi disprețuit. Și asta tot așa pornind de la niște guri rele, între ghilimele. Dragii noștri... Virginia Woolf, asta aș mai vrea să zic, este o persoană extrem de controversată și care nu poate fi redusă la tăcere. Și cred că asta ar trebui să facă toate femeile care scriu și nu neapărat doar cele care scriu. Asta ar trebui să învățăm de la Virginia. Mulțumim foarte mult, dragii noștri. Am vorbit astăzi despre jurnalul unei scriitoare, jurnalul Virginiei Woolf, o carte publicată în colecția Autobiografia și care face parte din campania De vorbă cu femeia din tine, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Gabriela Feciuru ne arată și cartea la cameră. Le mulțumim foarte mult invitatelor noastre de astăzi, Miruna Vlada, scriitoare, Gabriela Feciorul, poetă, jurnalist cultural. Vă mulțumim și dumneavoastră cu recunoștință că ați fost și astăzi alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Vă mulțumim, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere! La revedere!